infinit. Pe vremea sfârșitului și nu vă puteți opune. Dar roagă-te, postește și insistă să reziști. Să reziști, poporule, cere putere și răbdare să reziști. Pentru că venirea mea este foarte aproape. Și cum te va găsi pe unul în fiecare parte, iată vă descoper prin Duhul Sfânt ce urmează. O vreme de pace, de liniște, în care nu vă gândiți la aceasta. Se vor unerti și în aceste lucruri atâta amăgire. Atâta amăgire de nu mai fost niciodată pe fața pământului, cât va fi ca să amăgească pe aleșii mei și pe cei primați. Chiar și lucrări prin Duhul Sfânt vor fi, dar vor fi amăgire. Băgați de seamă și nu vă lăsați să amăgiți. Citiți Scriptura, ea este temelia și nicio iotă și nicio slogă. Toate se vor împlini, zice Duhul Sfânt, așa cum este scris. În timpul acela de pace se vor face niște lucruri inascuns, în care atunci bine ar fi să primiți lumină și să înțelegeți. Mulțumiți-mă în țara în care v-ați născut, zice Duhul Sfânt. Oricât ar fi și ar veni de bine, nu vă duceți din țara voastră, pentru că iată ce se face nascuns și iată ce adevărește Duhul Sfânt și o aduce la lumină. Se face ca românii care sunt plecați în țări, sicără dosta formenite, dragoste mietnare, să fie robiți în țările în care sunt plecați. Se vor închide granițele țării și nu vor mai putea să se întoarcă în țara lor de naștere. Sicără dosta formenite, dragoste, iată că acestea lucruri sunt scrise în cuvântul meu. Sicără dosta formenite, dragoste, de aceea rugați-vă ca să întorc în țara în care s-au născut, pentru că se dau legi nascuns. Sicără dosta formenite, dragoste, în care să fie robiți. Zic, dragostea formenite, dragoste mietnai în românii și vor suferi și vor muri acolo de foame și de sete. O, poporule, mulțumește-m, pentru că vreau, dacă vei asculta și vei înțelege, să mă crotesc aleșii și cei chemați. Si perdosta formenite, dragoste mietnai. Chiar și cea mai bogată țară va ajunge, așa cum scrie cuvântul meu, de pomină și în sărăcie. Și atunci îți vei aduce aminte că glasul Domnului a vorbit. Mulțumește-mi, zice Duhul Sfânt. Vreau să ocrotesc România dacă voi găsi mulțumire și dacă voi găsi mișnocire. Si perdosta formenite, dragoste mietnai. Rugați-vă ca toți românii să se întoarcă în țara lor în scurtă vreme, pentru că să dau legi nascuns, să fie prigoniți și asupriți și groază mare va fi. Da, poporule, înțelege, roagă-te să reziști, roagă-te să poți rezista și să poți rămâne în picioare, că ce este scris va împlini cu adași. Amin, amin. Gloria ție, slavă ție, Doamne.